Am hotărât împreună cu cei de la PSD și am discutat cu colegii mei pentru a valida decizia depunerii unei moțiuni de cenzură săptămâna viitoare, luni, în Parlament. Și în acest fel o să punem capăt crizei politice, pe care, sigur, o dorim scurtată cât mai mult posibil. Nu cred că se poate discuta despre împărțirea voturilor PSD, dar nu este exclus să avem voturi în plus și din partea partidelor care nu fac parte din coaliție. Nu am să fac eu negocieri personale în acest sens, dar am semnale că există această posibilitate.